Găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulin. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Așadar, peste 2 ani vom avea o centrală nou-nouță, așa am înțeles? Da, eu cred lucrul acesta. L-am văzut și pe domnul de la Dream Invest. Pare un om serios, așa, nu că m-am lăsat eu dus pe valuri, că l-am văzut pe om în costum și cu o mine serioasă. Și cu ochelari și cu toate alea. Nu, dar pare un om serios și eu mă pun... aproape de fiecare dată când comentez, mă pun în pielea oamenilor despre care vorbesc. Eu mă gândesc că un om, omul pe care l-am văzut astăzi la firma Dream Invest din București, nu e nebun. O firmă nu este nebună, se împrumută la o bancă, cum este cazul Dream Invest, să ia bani de la UniCredit sau de unde a luat, 65 de milioane de euro, să faci împrumut bancar și să nu te ții de cuvânt, să faci o investiție. Pentru să nu că, te grăbești rând, să o finalizezi și să-i dai drumul. Pentru că, în primul rând, e vorba despre ei, că banii aia luați de la bancă trebuie să-i dai și dai și cu dobândă. Și de aceea este în interesul firmei respective să facă centrala termică în municipiul Suceava și să îi dea drumul pentru ca aceasta să producă. După aia am auzit comentarii, pardon, îmi spunea Nicu Amărărețe, colegul meu, că a fost astăzi la PSD și spunea că PSD-ul nu crede că respectiva firmă se va ține de cuvânt din punctul ăsta de vedere al terminării investiției și spunea PSD-ul, nu știu ce, exact cine a comentat de acolo, că nu crede că centrala va fi și pe biomasă, că va fi doar pe gaz metan. Uh-huh. Iarăși mă pun în haina și în pielea firmei respective. Cum? Deci să fii nebun să faci mai pe gaz metan, să vii să produci pe gaz metan, pentru că tu urci prețul foarte mult dacă produci pe gaz metan și nu te folosești de biomasă. Și pe de altă parte este un contract semnat între primărie. Și eu nu știu ce prevede contractul ăla, dar s-a spus, cel puțin declarativ, în comenzi de presă, a spus, doamne, că și pe biomasă. Și normal că fiind mai ieftin să faci pe biomasă, nu cred că este o firmă care vrea să dea mai scump, pe urmă să-și piardă clienți sau să vândă energia termică și pe urmă să nu-și recupereze banii. Deci mi se pare ne la loc cu ei o astfel de afirmație. Deci dacă vorbim despre o firmă care face un împrumut bancar și trebuie să scoată banii. Și după aia nu trebuie să uităm, chiar asta spunea domnul Franks, femeii de la femei, da, cel de-al patrulea partid care conduce România, că România e condusă de PDL, UNPR, UDMR, femei și BNR. Asta e coaliția de guvern. Spunea liderul partidului Fondul Monetar Internațional că din 2013 se liberalizează piața gazului metan. Că în 2013 la firme și în perioada 2013, din 2013 începe și pentru populație. Ori dacă această companie, Dream Invest, își propune să facă numai pe gaz metan și să dea drumul la centrală din 2013, liberalizarea egal scumpire și ar fi total nerentabil să facă numai pe gaz metan. Deci s-ar îngropa, practic. Da, s-ar îngropa singur investiția. Deci eu nu cred lucrul ăsta, refuz să cred așa ceva. Bun, și un alt subiect legat de handbal. Băieții noștri au făcut un meci foarte frumos, 20 de goluri, de domnul puncte diferență. Domnul antrenor de la Baia Mare era un pic bulversat, da, și rușinat în același timp, că a zis că este rușine să meargă la Baia Mare după cea la bătaie la 20 de goluri diferență. Acum Suceava este la un pas de cea mai important reușită. Bine, a fost finala Challenge Cup de acum 2 ani, parcă, dar să se claseze în primele 3 echipe, da, din handbal românesc este ceva. Acum urmează 2 meciuri. În condițiile date în care nu se dau salarii, că vin salarii cu întârziere și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm, Adriana, că nu doar echipa din Suceava traversează o perioadă de criză, proastă, da, pentru că sunt puține echipe care se bucură de o susținere financiară masivă și la timp. Pentru că asta este situația și noi am mai discutat aici, într-adevăr, Universitatea Suceava, echipa de handbal masculin, este o echipă reprezentativă pentru județul nostru, ea trebuie ținută, dar pe de altă parte, dacă este să privim strict pe partea economică, cum a spune Gigi Becali, de exact vorbim numai pe partea economică, Universitatea Suceava înghite bani, pentru că noi nu trăim într-o economie de piață, nu suntem, când ne întrebăm, domnule, cum își permit FC Barcelona sau Kiel sau nu știu, care joacă un super handbal, se ține echipe așa, nu dă nimeni acolo, nu știu dacă dă primăria de acolo sau Consiliul Județean, Landul nu știu care pentru formația Kiel. Acolo mecanismul economiei de piață este atât de bine uns și de reglat
Și acolo e cu sponsorizări, cu reclame, de aici cui să faci reclamă și la ce să faci sponsorizare, n-ai pentru ce. Și acolo se bagă niște bani în handbal, dar se scot bani în handbal pentru că altfel nu ai avea cum să plătești salarii de 1 milion de euro pentru un super handbalist sau să transferi pe nu știu câte sute de mii de euro un handbalist. Și noi aici la Steaua vorbim de salarii de câteva mii de euro. Și la noi, în sistemul acesta românesc, care nu seamănă nici cu capitalismul, nici cu socialismul, cu nimic, aici se bagă niște bani în Universitatea Suceava și trebuie puțină înțelegere. A, că se câștigă imagine, este ceva, dar nu se câștigă bani. Eu despre asta vorbesc. Da. Și repede, echipa trebuie susținută. Dar, măcar pentru câștigul acesta de imagine. Absolut, trebuie. Dar altceva cel ce mai puțin avem? Deocamdată... Păi nu mai avem nimic. La nivel sportiv nu mai avem nimic. Da. Și în rest ce mai avem? Hora Bucovine și cu... Paște în Bucovina și Crăciun. Măcar pe ăștia de la handbal nu-i critică nimeni, adică e o chestie de pe care nu... Eu mă mir că pe cei de la handbal încă nu le-a pus bordură de jder la tricouri. Da. Știi, ca să fie așa. Și acum sunt aproape să se claseze pe locul 3 și ar trebui să se gândească, urmează două meciuri relativ ușoare cu Steaua și cu Timișoara care sunt în coada clasamentului. Băieții trebuie să gândească la ambiții. Da. Că au acum posibilitatea să ocupe locul 3 și s-ar putea să nu se mai întâlnească cu o astfel de oportunitate încă 10 ani de acum încolo. Deci să gândească bine, că acum a fost și culoar pentru Suceava, pentru că Reșița cu banii, scandalul, nu știu ce, și a fost un culoar foarte bun. Steaua este în cădere liberă și tot din totul a plecat trebuie de la trebuie să profite bani. De toate aceste circunstanțe. Pentru că nu se știe dacă mai prind în viața lor de handbalist vreodată să ocupe locul 3 într-un campionat, fie el și românesc. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine.